Este foarte important ca aceste declarații ale candidaților, fie că vorbim de scrutinul referendumului, cât și mâine se încep dezbaterile pentru alegeri prezidențiale, să fie verificate în timp real și ulterior să fie adus la cunoștință publicului care este adevărul din spatele acestor declarații. Vor fi speculații, nu vor fi falsuri propriu-zise, speculații, manipulări, dar vrem să educăm candidații, dar și reprezentanții candidaților să fie pregătiți că informația este verificată nu doar de telespectatorul care privește aceste dezbateri sau vorbim de radioascultătorul la Radio Moldova, dar sunt și jurnaliști, experți care știu să verifice aceste declarații în timp real. Și eu cred că prin acest exercițiu, care de fapt este o inovație pentru Republica Moldova, sunt educați candidații, partidele politice, dar și sunt educați cetățenii ca să verifice informația și să nu ia aceste declarații drept adevărul. Da, am optat ca să vină și studenți la jurnalism ca să vadă în timp real cum lucrează jurnaliștii când verifică informația, să fie o redacție virtuală, o redacție la propriu, cum se verifică o informație din mai multe surse oficiale sau din mai multe surse fizice, dacă vorbim de declarații ale altor experți sau date statistice. Important pentru noi ca studenți, fiindcă putem să vedem cum lucrează adevărații specialiști. Putem să gustăm din această profesie și să o înțelegem mai bine. Această oportunitate a fost șansa perfectă pentru a vedea ce se întâmplă în spatele unei redacții de știri de investigație. A fost șansa mea de a vedea ce se întâmplă, mai ales în contextul campaniei electorale și sunt foarte recunoscătoare pentru această șansă. Consider că această oportunitate este foarte benefică pentru tinerii jurnaliști, deoarece ne aduce în prim plan faptul cum putem lucra cu datele spuse de către candidații și reprezentanții țării.